ziua și bine am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Așa, mă. Și bine ne vedem mai fost în uche de fost și papior de lumea să te vadă prieteni noștri. Deci, iată, ăsta este Mario, cel care ne face surprize cele mai plăcute. Să știi că sunt foarte tare vizionat de lecțiile tale. Da. Da? Tu știi uite acolo, la clasa întâi, sunt foarte tare vizionate. Sunt cele mai frumoase lecții. Și vă rog, cine mă credeți, spun, vedeți pe Mario ce lecții frumoase face. Așadar, și asta ne promite prieteni noștri, că facem lecții frumoase, da? Da. Să vedeți acum. Poftim. Tema pentru acasă. Cam în vacanță. Mario, da, hai să zicem. Da? Acasă cu Mario. Clasa a treia. Așadar, Mario, hai să începem cu ce ai avut de pregătit. Deci, un exercițiu, nu? Da. 50. 5.000. 5.000. Sau 500. Sau 500. 500. 500, da? Din 500. Din 500. Cum să scrii 500? Cum să scrii? 500. Așa, mă. 5. 0. 500. Minus. 1. Da. Așa, ca un copil disciplinat, a însemnat. 500 scăde de 1. Cât face? I-am făcut un ajutor, a scris toate numerele. Așa. După aia am făcut 1 plus 10, 11. Deci tu le-ai pus să faci așa în ordine asta. Da. Adică îți dai tu seama că vreți mult timp, da? Deci 500 minus 1 cât ar face? 499. Deci de aici ar fi 499. Și apoi minus 2, cât ar face? 497. Și minus 3? Exact 494. Și stai tu seama că ai muncă destul de dificil, nu? Și tot scădem, și tot scădem, și tot scădem, și tot ne ducem așa de aproape, până la minus 18. Până asta ție nu-ți convine, nu-ți place treaba asta, nu? Ai simți că vezi mult timp. De aceea, te-ai gândit să avem toate scăderile astea. 1 plus 10. Deci a adunat tot ce scazi, deci toate numele care sunt scăzut, le adunat de bază, vezi datoria totală. Că noi nichipui că avem un leu datorie 2, 3, 4, 5, 6. Deci vezi datoria totală. Și de ce a adunat de o parte și a zis, ia să vedem că dacă 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus puncte, plus 18. Cu cine este egal? Și ai gândit cum? Mi-am făcut 1 plus 10. Deci undeva se află și aici. Hai să merg. Eu merg în luna ta. Cu cât suntem mai... Ne respectăm, efectiv ne respectăm, da? Deci 5 plus 6 plus 7 plus 9 plus 10 plus 10. Te opriți aici, da? Dar știi că mai este o bucată de altă. 11 plus 12 plus puncte până la plus 18. Și tu ai lăsat bucata asta de 4 și te-ai ocupat de 1 și cu 10, făcut așa. 11. 12 cu 9, 11. Așa. 3 cu 8, 11. Așa. Iar 11. 4 cu 7, 11. 5 cu 6, 11. Așa. Și câți dat din 11 ai făcut tu? 5. Deci ai făcut 1, 2, 3, 4, 5 perete de 11, da? Deci ai zis că ar fi egal cu 5 ori 11, da? Deci 5 ori 11. Adică ai făcut, o spune, 11 plus 1. Ar fi ușor 5 ori 11. Deci tu puteai să zici așa. 11 plus 11 plus 11 plus de câte ori 11 asta a durat? De 5
picioare. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Dar te-ai devenit destul de șmecher acum. Că nu-ți place să scrii 11 plus 11 plus 11 de 5 ori. Ce-ai zis? Ai descoperit tu că în curând vei face o operație care se cheamă mulțimea. Adică de câte ori, în loc să zicem adunarea asta repetată, zicem de 5 ori câte 11. 5 ori, ăsta e simbolul mulțimii, ori 11. 5 ori 11, cum ai făcut-o? Spune și mie. 5 ori 11. 5 ori 10 plus 1. Asta e. 5 ori 10 plus 1 mai văzut pe 11, da? Și acum ai zis. Da. Sunt mai ușor. Cum? Pentru că 5 ori 10, 50 și 5 ori 1. Exact asta. Scriu și eu. 5 ori 10, 5 ori 10 și plus 5 ori 1. Și care face 50? Da? 50. Și plus de al de 1 de 5 ori, deci vine plus, cât se spune, plus 5, da? Și final face 55. Corect ai gândit, foarte corect. Așadar, putem spune că toată bucata asta pe face. Toată asta, cum ați zis, acum, 55. E egal cu 55. Deci în loc să muncești tu așa, să aduni 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 și ar ținea consum de energie foarte mare, timp consumat. Și atunci tu ai văzut șmecheria asta cu 1 și cu 10 fac 11, 12 cu 9 11 și ai sensizat că sunt astfel de perechi cât în total un 5 și ai zis 55. Dar ce-ai făcut cu asta? Asta lăsăm de deoparte? Nu, am făcut 55. Am făcut 505. Deci, din 500... Nu, o secundă. Noi adunăm toată bucata asta. Nu, la 10 ai adunat-o. Dar de la 11 încolo, până la 18, cine s-o adune? Îl chemăm pe cine, sfatoria asta? Pe cine? Păi am făcut 500 minus 55. Bun. Dar hai să terminăm povestea asta. Am înțeles, 500 minus 55 până la 10. Și pe urmă, minus și bucata asta. Dar bucata asta nu acum ai făcut-o. 11 plus 12 plus 13. Simplu. Cum? M-am modelat unitate. Adică? Adică? 8. 7, 6, 5. Oh, ai muncit. Ai muncit. Ia să văd dacă nu mai ai idei. Și aici deșteaptă. Ia să vedem de-a dată. Deci, e simplu, dar de fapt am compus că e... 21. Când? Cum ai făcut? Am făcut 21. Am făcut 11 plus... 11 plus 18 asta. Ia să vedem, merge șmecheria asta. Hai să luăm departe. Hai să luăm departe. Deci ne ocupăm de bucata asta. 11 plus 12 plus 13 plus 14. Hai să scriu pe toate. Plus 15 plus 16 plus 17 plus 18. Ei, și acum ai zis. Hai, te rog, să mă ajuți. 11 plus 18. Cât fac? 29. 29, perfect. Apoi? 29. Apoi ce ai adunat? De cine? 12 cu 17. 12 cu 17, cât o făcut? 29. Ia, 29. 13 cu 16, tot 29. Tot 29. 14 plus 15, tot 29. Excelent! Și câte perechi de 29 ai făcut aici? 4. 4. Deci egal cu 4 ori 29. 4 ori 29. Și acum, cum se mai descurcă prea mult? Ușor. Cum? Ușor. Cine? Păi dacă cât mai 10? 2 plus 2 plus 2 plus 2 până la 10. 5. 5 de 2. 5 de? 2. De 2. Stai secundă. E de 4 ori 29. Hai să scrie 29. Cum s-ar scrie 29? 20 plus 9. Deci egal cu 4 ori 20 plus 9. Și acum,
Înseamnă că de alte 20 de câte ori voi avea de 4 ori, nu? Eu am făcut algoritm. Cum? Am făcut 10 se compun de 2, 2, 2 și de 5 ori pui 2. Dacă pui de 4, stă 8, 8. Așa. Și am făcut... Am făcut 80. O, asta, mă. 4 ori 20. 4 ori 20 plus 4 ori 9. 4 ori 9. Ce când faci 4 ori 20? Ce-i scutat de rău? Domnul profesor, am făcut la 9. Am împărțit pe 4 ori 2 și 2. Bun. Dar acum că a făcut 80 și a văzut, nu? Da. Bun. Acum, cum ai făcut-o pe 4 ori 9? 4 nu, ușor. Cum? 18 plus 18. A, am înțeles. Că pe 4 ai văzut 2 plus 2 și de 2 ori 9 știi că faci 18 și de 2 ori câte 9 fac 18 și atunci foarte mare aici. Deci ai zis 18 plus 18. Că 2 de 9 fac 18 și încă ceilalți 2 de 9 fac 18. Foarte mare aici, știi? Și acum vine 80 plus cât? Cât fac 18? 26. I-am mai făcut o dată, mă, să cumva se greșește. I-am făcut 18 plus 18 de 26. Cum? 18 plus 18, da? Hai să vedem 8 și 8. 36. 36, sigur că da. Așa, 36, pentru că 10 și cu 10 au făcut 20. Dar eu și mă fac 16, mai fac o 10. Și încă 6, 10 aceea. Hai să-mi fie tot prietenă. Eu și cât facem, eu și cât facem. Pot doar rezultate, direct? Deodată? Da. Cum? 116. Așa este. Deci cu 36 fac 116. Deci adunarea asta face 116. Dar ca să-mi spunem prietenii noștri cum ai gândit-o aici, ce înseamnă 18, ce ai să-ți spun? 18 plus 18. Înseamnă o 10 plus un 8. Iar plus o 10 de la aici, plus un 8. Și vedeam că am 20, dar 8 și 8 cât face? 16. 16, adică face o 10 plus 6. Și cât e 10 aia? 1, 2, 3, 6. Puteam să facem un răspoate și era mai ușor. Puteam să facem un răspoate și era mai ușor, de acord cu tine. Dar dacă eu mă pricep, fac și eu un pot, e bine? Da. Te-ai cuit bine și cum am făcut și eu. În final, ai dat rezultatul corect cu 116. Și acum, din 500, că te era la centru, 500, am scăzut pe... 116. Și am scăzut întâi și pe 55. Deci minus 55, prima bucată. Și minus 116. Dar deci, trebuie să le adunăm? Sigur că dacă... 116 cu 55? Sigur că da, și nu scade din 500. Da. Că poți să scazi 500 minus 55 până scazi din rezultat, dar cel mai bine să adunăm mai 55 plus 116. Cât face? Uite, mi-am pus și eu ca tine, mă las cu alta. 171. Sigur? Da. Sigur. 5 cu 6. Cât face? 5 cu 6? 11. 11. 11. 10 acela te dau la prietenul din față. Ia tu de aici o 10. Da. Și 50 cu 10, asta fac 60. 1, 70, ai zis bine. Și atunci vine 171. Deci va fi 500 minus 171. Știi? Se văd cum face aici. Da, da. Zi. 329. Nu știu, nu cred. Cred că mă păcărești. Nu, cred. Dar cum ai făcut, mă? Ușor. Zi, îmi explică și mie, că n-am ajuns la pricep. Să-i pun la spate. Fac așa cum spui. 500 minus 171. Și acum ziceți. De ce nu mai ceva? De ce nu ai ceva? De cine ai ceva? Nu. De cine tu ai ceva? Nu. Și atunci și pune și la vecinul al treilea. Și spune, ai ce are? Da. Da. Și zice, bine. Îi luăm din 5. 5. Adică din 500 luăm 100. Luăm 100. Nu, luăm o 10. Păi, din la sute aici. Din 500 luăm o 10. Luăm 100. Nu, 100. Nu. Stai să vezi. Din 500 luăm 100 la sute, da? 100 aceea cât e 10 înseamnă? Înseamnă...
Câte 10? 10, 10. 10. Da? Deci de aceea spui tu că, de fapt, primind în raport cu 10, dar în mod natural, când din 500 luăm 100, au rămas aici cât 400 și 100 aceea cu cine este la? 100 aceea cu 10 plus 10 plus 10. De câte ori adună 10? De câte ori? Câți de-a de 10? De 10 ori. De 10 ori, sigur că da. Deci și 10 asta, care e a noua. Ei, și acum, din cele 10, 10, ne lași pe astea 9, de aceea rămâne 9 aici la 10. Și o 10 ori la rămâne, care au venit aici. Vezi? Și acum, ce spune? Vreau să-l fac direct. Am înțeles? Dar ca să-i spunem prietenilor noștri, că ei nu știu toți cum gândim aici. Deci, atenție, noi de la 100, am luat 100. Dar 100 aceea înseamnă 10, 10. Din cele 10-10, una o luăm pentru noi, ca să ne ducem tocmai la unități. Și-a rămas aici pe cifra, pentru cifra 10, ori câte 10 a rămas? 9. Da? 90. Și acum zicem? 90 minus 70. Da? Hai să scădem de aici. Din 10 scădem pe 1. Când scădem din 1, 9. Deci din 10 scădem pe 1 facem 9. Din 9 scădem pe 7. Face? Din 90. Din 90 îl scădem pe 70. În urmă rămâne 20. Deci aceea 10 ori 2. O suma 200. Nu, 100 am 100. Urmați 400 pentru poziția aici. Și din 100 scădem, din 400 scădem 100. Ne dă 300. Și răspunsul corect este 300? 29. 329. Deci la întrebarea de aici răspundem egal cu 329. De acord? Asta este răspunsul corect. Am spus corect. Și tu ai dat corect răspunsul, da? Eu aș vrea să-ți mai propun ceva. Știi ce? Ai muncit numai până la 10 și când te ajungi o faci de bucata asta. Dar nu puteai deodată. Oare nu se poate aduna așa? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Oh, mai bine făceam. Mai făceam. Da. Făceam. Zi? Făceam 1 plus 8. Asta e. 1 plus 18? Ce face că? 19. Apoi 2 plus... Ăsta din față e 17, nu? Da. 2 plus 17 face cât? 19. Apoi 3 plus... 16, da? Face din nou un 19. Apoi 4 plus 15. Face din nou. 19. Da. Apoi 5 plus 14. Așa. Egal cu 19. Iar face un 19. 6 plus 13. 6 plus 13. Face tot 19. Apoi 7, nu? Ar fi aici 7 după 6. 7 plus cât? Da. 7 plus 12, da? 7 plus 12. Care face altul 19. Apoi ar fi, acolo nu am văzut să spun, 8 plus 11. 11. Iar face un 19. Apoi 9 plus 10 face cât? Tot 19. În final, în final, câte perechi de 19 am făcut noi? Ia să vedem un număr. Una aici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 19. Deci, în suma asta totală, pot să spun că este egală cu cine? Aș spune că este egal cu 116. Să vedem, să vedem, să facem calculul. De câte ori am zis eu că e 19? 8. De 8 ori. 8 ori 19. Adică
ar fi 19 plus 19 plus 19 de 8 ori, dar nu ne place așa. Și zice, de 8 ori, înmulțim cu 10 plus 9. 10 plus 9. Și cât face aici? 8 ori 10. 80. Și 8 ori 6. 8 ori 9. 8 ori 9. Deci, vezi, ai greutățe. Deci, 8 ori 9. 8 ori 9. Ai zis că este egal cu 8 ori 4 plus 5. Foarte tare ideea. Și ar vine 8 ori 4. Așa se vine. Da. 8 ori 4. 4. Adică să facem 4 plus 4 plus 4 de 8 ori. Facem 8 ori 4. Adică 4 ori 4. 4 ori, că se vine mai bine. Adică 8 plus 8 plus 8. Putem să facem 16 plus 16. Așa. 36. 16 plus 16, 30. 32. 32. Deci este egal cu 32 plus 8 ori 5. 8 ori 5. Așa. 40. 40. De cursă. Băi, foarte tare. Deci ai zis că 8 ori 4 fac, de 4 ori câte 8 fac 32 și acum de 5 ori mi-ai pus în 8. Foarte tare ai gândit aici. Deci plus 40 și face ca rezultat 72. 72. Așadar la 80 mai adăugăm 72 și face cât în final? 80 cu 72? 80 cu 72? 172. Ia să vedem. 172. Deci, 80 cu 72. 152. 152 și 9, nu dat cât mai mult. 39. Nu, cât am adunat data trecută. Nu dat... Nu dat... 116. 160. Nu, 116. 171. 171. Și aici ce ne-a dat acum? 152. 152. Nu-i bine. Am zis ceva. Trebuie să vedem tot 171 dacă făceam treaba deșteaptă. Mă dă doar și într-un fel și în altul tot aceeași treabă. Măi, ce să fie, uite ce să fie. Mai vedem o dată. 1 și 18. 19. 2 și cu 17, iar 19. În sfârșit. Ultima pereche e 10 plus 9, da? 9 plus 10, fac 19. Câte perechi sunt, domnule, între și noi? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și noi câte am zis? Câte perechi am zis de 19? 171. Păi câte am zis de alte perechi? Câte perechi de 19? Nu, nu 8 câte am zis, trebuia 9. Și ne câte 171. Ne dădea 171. Hai să vedem, să facem corectarea. Deci, ce greșeam? Am numărat doar 8 acolo jos. Deci, una, două, n-am numărat toți partea. N-am numărat. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, 8, 9. Nu sunt 8. De-a de 19 și 19. Nu, 9. 9 ori, de-a de 19. Și atunci zicem 9 ori. 9 ori plus 10 plus 9. Face nu 80, ci face cât? 9 ori 10, 9 ori 10, 9 ori 10. Dar 9 ori 9 ori? 9 ori 9 ori? Nu știu. Lasă-i discurca. Gata! Cât rămâne din 9 ori? În 4 și 5. Bun. Pe unul din cei doi de nouă. De acord? Da. A, nu, 18 plus 18. 4 ori 9. 4 ori 9 cât a făcut? 4 ori 9. Păi vedeți, zici 18 plus 18. Da, da, da. Deci 4 plus 5, ai zis așa. Am făcut mai sus operația. Așa, mă. Deci, 18 plus 18. Așa, 18 plus 18, că sunt deodată 2. Plus.
Dacă 4 plus 8 plus 8 dă 16, da. 36. Da, și mai pui un nou. 44. 45? 45. Atenție cum faci. Deci, domnul profesor, e clasa întâia, să mai spuneți odată. Da, da, da. Ca să poate nu știu. Da, deci își face asocieri rapid. Deci el spune așa, pe unul din nouă, pe unul din două bucăți. Și zice, de 4 din 9, dar mai bine și pe 4 să rupă două bucăți. Ca să zică, de 18 plus 18, știi cât de două ori fac 18, da? Da. Și acum, se sprijină că 18 plus 18 rupă 36. Da, și mai pune un. Și mai pune un 9, ca să ajungă la 5 de-a de 9. La 4 ori 29, mai jos. Nu știu cum te uita. Nu știu cum te uita nici o lungă. Da? Aici. Aici. Mamă, 18 plus 18, 36. Da, da, da. Și acum, cât ai zis în continuare? Plus 40. 40, nu. 5 ori 45, corect? 35. Așa. Și acum 36 și 45? Asta e. 81. 81. Da, 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 da. Tabla mulțirii învățată, cum să spun, gândită. Gândită, da, nu, cu adunare repetată. Adunare repetată, se folosește mai înainte, ce s-a întâmplat. Bravo, Maia! Acestea sunt lucruri pe care, în clipa în care mâine va fi întrebat, când s-a ajuns la automatismul acela, de 7 ori 9. Da, da, el o să fie... Deci, această situație îi convine foarte tare. Deci 81 și atunci vine 90 plus 81. Mai are 3 minute, așa că puteți termina. Da, 81. 90 plus 81, cât face aici? Păi, am făcut 10 plus 90, 100 și încă 171. 171, sunt sigur, s-am numit. Ce n-a părut? Când de cele 90 cu 80 e mai mare, 90, eu luat 10, am făcut 100, eu urmă 71. Bravo, bravo, eu sunt uimită. 171. Este spectaculos, am ajuns la același răspuns, ți-am arătat că puteam să ne adunăm pe toate de la bun început, da? Dar ne-am greșit. Dar noi ne-am dus pe bucățele, că tu ai propus până la 10 să faci bucata asta. Că nu s-a ocupat de bucata asta. Dar eu știi până la 10, domnul profesor, cât face? A adunat aici. De la 1 până la 10 știi? 11, 11, 2 plus 9, 11, 3 plus 9. Da. Și am făcut treaba până aici, ajuns la 55. Aha. Când s-a ocupat de bucata soarte. Și când am zis noi, n-am fi putut de la bun început să facem. Și aha, 11 cu 18, 19, 12 cu 17, 19. Și câte perechi de-a de 19, am făcut acolo și zice... Și acum am ajuns la același rezultat. Corect. Da? Deci... E nimic, dar este de 5. Exact, dar e nimic. Da. Deci, faptul că suntem frământați de a găsi idei pentru a aduna rapid, noi am avut așa de făcut. Dintr-o sută, din ce sute scădem? 1, scădem 2, scădem 3, scădem 4 și mai departe. Și ce să scădem așa? Hai să vedem. Ne adunăm întâi. Și am plecat de o parte și am adunat. Da. La adunarea asta nu s-a... S-a spus pe bucăți. Prima și când cea de-a doua bucată, o facem, găsim rezultatul, scădem din tot, din 500, cât o fi dat, 171, ne dă 329 și până ne-am gândit ce ar fi să facem adunarea asta. Am înțeles, deci, două ora următoare, mai aștept să văd sumii gaul, dar am înțeles că deja e... Am pornit pe ea. Da, deci, Mario, succes, da. Ești foarte mult. Da. Uite, de aceea, ora cu tine trece foarte repede, o oră, jumătatea asta de ore, trece extraordinar de repede. Hai că scrie mama, dă temă pe domnul profesor. Sigur. Să dă. Uite, din 500, să scădem acum, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11 și minus... Minus până la 25.
Deci, din 500, să scădem de la minus, de la 7 începând, e minus 7, minus 8, minus 9, minus până la minus 25. Da? Asta e... Și să facem un fel de fel de variante, cum spuneți cel mai bine, în final trebuie să ai acel rezultat. Fie că faci, fie că scazi așa, din 500 scazi pe 7. Nu scazi pe 8. Nu pierzi cu timpul pe așa ceva, da? De acord cu asta. Dar eu sper că v-am convins la ce folosiți etapa mulțirii. Da? Etapa mulțirii folosiți la ce? Mărirea ritmului de lucru. Nu întâmplător s-a ajuns aici, ci ca o urmare a faptului că am simțit nevoia, așa cum îmi simt el, și de asemenea scăderile, adică într-o urmă scădem mai multe numere, nu o facem scăzând așa în ordinea asta, ci îl adun, deci fac tot ce-i datorie, tot ce-i datorie adun deoparte, ca să știm cât e datoria totală, și după aceea, din numărul total, scaz pe, nu? Da. Super. Așa, la sinteza orei. Spunem că am făcut scădere din a mai multor numere, a mai multor numere, dintr-un număr dat. Da? Adică operații cu semne la algebră. Este fantastic. Scăderea, adică minus 10, minus 11, le adunăm și punem minusul. Ne pregătim pentru chestia asta. Deci scădere, am mai multe numere dintr-un număr dat. Apoi, ce am mai făcut? Adunarea unor numere practic o sumă. Gauss. Domnul profesor. Vă permiteți. O sumă Gauss am făcut, înțeles? Corect, dar copilul poate. Dar noi, noi am, am numit-o așa, noi da? Adunarea mai multor numere, da? Așa. Da, dar știi, oricum eu știi că-i sumă Gauss. Și tabla mulțirii, importanța. Importanța. Tablei înmulțirii. Înmulțirii. Asta. Ne oprim aici. Și la revedere! Să nu mai dați like, share, să vă abonați la Proful Online. Să vă abonați și să... La revedere! Și să... Spuneți la... Să spune la bunici. La frați, la surori, la... la neamuri. Da, la, tot, la toate neamurile, da? La tot da. Neamul. Bine, așa este. La verișoare. La verișoare. La revedere!